Gilă, Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața, Anca. 22 de camere fixe și 4 camere mobile reprezintă ochii vigilenței autorităților în județul Bihor în încercarea de a descuraja aceste practici ale aruncării deșeurilor în natură și în zone neautorizate. Recent, Consiliul Județean Bihor, prin Agenția de Management a Destinației, a semnat un contract cu o firmă de securitate care studiază imaginile de pe camerele fixe în cazul în care o persoană este filmată în timp ce aruncă aceste deșeuri în natură. Imaginile sunt decupate, trimise gărzii de mediu care împreună cu poliția identifică persoana. În cazul în care fapta este mai gravă, se califică ca și infracțiune, dacă nu ca și contravenție. În orice caz, această persoană este amendată și după semnarea acestui contract au apărut și primele victime în ghilimele. Recent, Consiliul Județean Bihor a prezentat și bilanțul unui an de activitate a 4 camere mobile amplasate în diferite zone sensibile ale județului. Au fost acordate amenzi în valoare de 240.000 de lei și 3 autoturisme cu care era transportat deșeul au fost confiscate.